2,5 miliarde la salarii. Doamnă, eu nu pot să mă duc să mă angajez în nicio parte. Știu. Eu dacă merg la sănătate, eu dacă... Păi și ce vreți din banii ăia să plătesc om? Așa cum să aibă greu de copil, de copil. Nu din banii care faceți cu tractorul, doamnă. Din banii care faceți cu tractorul și cu combinele. N-am eu tractor. Alea are socru meu tractor și toate. Și du-te la socru și vorbește cu el. Păi dacă nu-mi dă mie bani, are familie în casă, are telefonat și are copii, are copii. Nu depinde de noi treaba. Păi și dumneavoastră de ce nu înțelegi că nu sunt banii mei? Deci eu nu beneficiez de bugetul socru meu. Chiar nu pe socru meu cu așa aia. Păi și trebuie toată ziua îi dai drumul că are socru meu tractor și de toate, are socru meu. Păi ăla ce crezi că să muncești așa? Păi mă nu te duci și nu muncești. Verificați actele primării, am un copul de pământ. Nici casa în care stau eu pe numele meu, iar nu socru meu. Oricând poate să mă scoată în strată să fiu la primărie, să-mi dea locuință cum au băgat în locuințele primării pe alții. Cine pe cine a băgat? Bă, nu sus în la Pizor, sus în la monument, pe cine a băgat acolo, cine stau acolo. Sunt aptele copilului, ce sunt intervișire permanentă din altea persoană, partea altă persoană. Du-te și sună televiziunea. Eu veni astăzi aici, eu nu plec până nu vine televiziunea. Du-te și sună televiziunea. Nu știu, eu aduc televiziunea să filmeze, să facă o țară întreagă. Sună la antena să vină Lorena Negoiu, să vină în casă să vadă situația copilului. Deci plecați de acasă, eu nu vin. Venite dimineață cu el de-i făcui buletinul, chiar îmi dusă domnul de la buletin. De ce n-ați făcut cerere că la cazul lui venea și de deplasam la domiciliul lui, nu veneați cu el? Dumneavoastră tot timpul, uite așa, vin pe drumul cu copilul, cu copilul. Cu gradul 1. Pe ceilalți i-ați văzut? Nu știu eu de ceilalți. Nu știu eu de ceilalți, eu îmi dau drepturile mele. Dacă ceilalți nu vor să-mi umble, să-și dau de ce, trebuie să-și dea acasă. Indemnizația o primiți, indemnizația lunar. Cred că n-ai zis. Ia-o dumneata indemnizația și ai grijă de el. Ia-o dumneata. Că nu l-am făcut eu. Doamna primar, nu vă spune așa. Și ce vina meu că a ieșit așa copilul ăsta? Am eu vreo vină? Deci ce se poate? Se acordă. Nu, dați-i dumneavoastră ceva în mână să mănânce singur sau... Deci, trebuie o persoană... Nu ne măsură să stabilim gradul de handicap. Păi dar, domnul meu, păi dar soția mea care este cu permanență cu... Copilul să se suie pe glorie și pe tractor, cum zice ăsta? Că nu merită să zici pe așa. Nu merită, trebuie să cu copilul pe glorie și pe tractor să ducă să muncească pământul. Puneți-mi ceva mână să facem cine a stabilit gradul ăsta, gradul 1, doctor, numai cu el puteți să-i citați. I-a zis, am fost la audiență și la secretarul Barbarasă, mi-a zis să vin cu el în sedința de consiliu și consilierii se aprobe. La sedința cealaltă la care am fost cu copilul, doamna primar, chiar așa s-a referit. Dacă votați să o reangajăm, vă iau 2 milioane din salariul de el. Așa a zis doamna primar. Au numai să n-ați votat niciun, că v-ați mai frică. Să vi se ia tot. Dumneavoastră, în sedința care a fost înainte de a veni cu copilul, când era și doamna contabilul aici a zis, dacă o votați să o angajăm pe ea, vă iau 2 milioane din salariul de ăsta. A zis, poate renunță unul din consilier la indemnizația de consilier, ca să reușim să... Păi și automat gândim cum să mă voteze, să mă reangajeze pe mine când le luăm lor bani. Și normal că fiecare ține pe buzunarul lui. Banii pentru cei cu handicap se încadrează în același plafon cu salariile. Înțelegi la televiziunea. Du-te și sună televiziunea, sună pe Loredana, sună televiziunea. Acel plafon vine de la guvern. Eu stau aici până vine televiziunea, deci eu nu mai cred că satisface și salariile funcționarilor și ale celor cu handicap și indemnizațiile consiliilor. Lasă, doamnă, că înainte nu erau atâtea funcționare câte sunt acum și tot se rezolva treburile, nu erau ca acum. Tot se rezolva. Avem foarte puțini, nu sunt 15. Foarte puțini avem. Continuă ședința sau? Da.